Salutare! Astăzi o să vorbim puțin despre piramide și tipurile de piramide existente. Cele mai des întâlnite în examenele pentru evaluarea națională sunt piramidele triunghiulare, pătrate, uneori putem să avem piramide pentagonală, hexagonală, foarte rare situațiile pentru piramidele heptagonale sau octogonale, dar ar trebui să știm și de existența lor. Ce înseamnă o piramidă triunghiulară? Păi triunghiulară, așa cum îi sună și numele, are baza un triunghi și despre numărul de fețe putem să spunem că are trei fețe laterale și o bază, de asta spunem că sunt patru fețe în total. Pentru cea pătrată, cea de aici, bineînțeles că baza este un pătrat, și ca număr total de fețe vor fi cele determinate de laturile pătratului, adică 4 fețe laterale plus baza, care este pătratul, înseamnă 5 fețe în total. Deci, pentru a determina numărul de fețe, avem cu una în plus față de numărul de muchi. Pentru pentagonală, pentat, uh, sunt aici 5 uh, Uh, deci 1 2 3 4 5 laturi pentru pentagon, o să avem 6 fețe, cele 5 laturi determinate de pentagon și baza. Hexagonal este baza un hexagon, adică vom avea 6 uh, laturi pentru baza hexagonantă. Hexagon hexagonul și uh, ca număr de fețe sunt 6 și plus baza 7. Acesta este o piramidă heptagonală, da, avem 8 fețe, pentru că sunt 7 laturi aici, în partea de jos, și formează 7 fețe laterale și cu baza, înseamnă 8 fețe. Și piramida octogonală, octo de la 8, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fețe pentru uh, octogon, 8 laturi pentru octogon, ca număr de fețe sunt cele 8 determinate de laturile octogonului și baza, deci 9 fețe în total. Și putem să generalizăm, să spunem că pot exista și piramide n gonale, unde n-ul acesta reprezintă numărul de laturi ale bazei. Și dacă vrem să calculăm numărul total de fețe, înseamnă numărul de laturi la care adăugăm 1. Dacă vrem vârfurile, o să fie un vârf pentru fiecare colț al bazei și unul pentru vârful piramidei, pentru că piramida este o figură geometrie care este moțată. Și numărul de muchii reprezintă de două ori N, care N este uh, numărul de muchii ale bazei, și N muchii care leagă vârful de colțurile, vom avea și N muchii care leagă vârful de colțurile bazei. De exemplu, la cea triunghiulară avem aici trei muchi. vârful, da, încă trei care leagă de vârf, aici fac așa, deci așa am calculat numărul de muchii. 2 ori numărul de muchii ale bazei. O zi superbă să aveți!